Bună seara! A sunat clopoțelul și începe ora de democrație. De la membri și simpatizanți ai Partidului Verde din România. Poate că ar fi de maximă actualitate să vorbim despre protestele antirasiste de peste ocean, dar mai ales, iată, s-au rostogolit încoace spre Europa, să vorbim despre efectele rasismului și din România. Poate că vom comenta despre asta mai spre finalul orei noastre. Azi, totuși, pentru că am anunțat de săptămâna trecută, aș vrea să vorbim despre situația educației din Republica Neoritică România, mai ales despre educația de sănătate, educația sanitară, cum au încercat să o mascheze, să o camufleze săptămâna trecută în Parlament, sau cum a fost propusă inițial în proiect să se numească educație sexuală. Pentru că se pare că asta e o problemă. Vi-i prezint pe colegii mei din partid, doamna Dina Tatu, președinta aleasă recent a organizației Partidului Verde din Germania, româncă plecată de aici de mulți ani, stabilită, nu știu în ce oraș, dacă o să vreau să ne spună, dar în mod sigur interacționează și cu nemții și cu românii acolo, și domnul profesor Constantin Lupaescu din Târgu Mureș. Era să zic Jiu acum, că m-am emoționat. Oricum, dumneavoastră sunteți în România, eu sunt Oleg Brega, de aici, de la București. Tu trei membri ai Partidului Verde, un partid progresist, care, nu-i așa, ar trebui să aibă o atitudine despre asta dacă s-a încăierat guvernarea cu opoziția și cu un partid progresist, declarat progresist din Parlament, care a propus acel proiect de lege. Nu știu dacă ați urmărit dezbaterile din Parlament, dar care e părerea dumneavoastră despre nevoia de educație sexuală în școli? Las pe Constantin să înceapă, pentru că dânsul are funcția de profesor și este mai la curent decât mine. Ok. Iar eu îmi voi expune punctul de vedere la sfârșit, făcând o comparație cu ceea ce se învață în școlile din Germania. A, deci cunoașteți asta. Minunat. Domn profesor, da, da. Constantin, hai, ne-am înțeles că ne tutuim, așa că să mergem pe calea asta mai familiară, ceea ce nu se prea poartă în școlile noastre, dar știm că în Occident se obișnuiește. Da. Bună seara tuturor. Mă bucur să fiu în așa companie select aici și să discutăm un subiect care, în opinia mea, este foarte important. Ceea ce mă ia oarecum prin surprindere este faptul că nu știu exact care sunt pozițiile dumneavoastră. Eu am poziția mea. Am încercat să vin la urmă cu concluziile mele. Dar puteți să faceți o presupunere și o să nimeriți. Sunt absolut pro și mi se pare dezastruos ca România să fie în topul țărilor cu copii gravizi și copii care suferă de boli sexual transmisibile, copii care suferă de violență domestică, pedofilie și tot așa. Eu cred că astea sunt toate din cauza lipsei de educație de viață, de sănătate sanitară sau sexuală. Dumneavoastră, ce părere aveți? Doamna Tatu, ce ne spune? A, nu, hai acum să o lăsăm pe doamna la urmă să vină cu concluziile, dacă vreți așa. Hai, rămâneți la mijloc. Deci, da. eu pot să vă spun doar un singur lucru. Într-adevăr, educația din școlile românești, ceea ce am observat eu de-a lungul anilor, vorbesc din 1989 până în momentul de față, lăsând la o parte sexualitatea, lăsând la o parte toate chestii, sănătatea, de exemplu, oamenii nu știu din ce sunt formați. Efectiv, nu au o educație a anatomiei corpului uman. Chiar dacă asta se predă. Chiar dacă asta totuși se predă la școală și la zoologie și la anatomie, nu? Exact. Noi în clasa 7-a aveam exact 12 ani, Oleg, când am făcut primul an de anatomie, un an de zile, în care am învățat absolut din ce se compune corpul uman, urmând biologia în clasa 8-a. Da? Și concomitent era exact acea perioadă de pubertate a oricărui copil.
Despre asta trebuie să discutăm noi în momentul de față. Efectiv, sunt de acord. Drepturile copilului, toată lumea vorbește despre drepturile copilului. Dar până să ceri sau să oferi unui copil unui drept, întâi educă-l să știe într-adevăr care sunt drepturile lui. Și despre ce este vorba? Copiii în Germania, vreau să spun că de la vârsta de 10 ani învață ca în momentul, și legislație printre altele, ca în momentul în care există o violență domestică verbală, pentru că aici nu se ajunge la bătaie, în familie, asupra unui copil sau asupra tatăl copilului sau mamei copilului, copilul ăla singur are un număr de telefon la care apelează direct și se știe clar că vine autoritatea tutelară și stă de vorbă în familie. Se face proces, o grămadă, deci o grămadă de chestii adiacente, ședințe peste ședințe, consiliere psihologică, multe lucruri. Ceea ce la noi în România nu e. Exact, e invers la noi. Chiar zilele astea s-a examinat un dosar penal de pedofilie domestică și tatăl a fost lăsat acasă cu condamnare condiționată împreună cu fiica pe care a tot hărțuit-o și violat-o vreo 2 ani la rând. Uitați-vă ce fel de justiție, ce fel de atitudine a statului. Nu cred că ne putem substitui judecății aparatului juridic. Deci dacă aparatul juridic așa a decis, probabil că a avut niște motive întemeiate. Acum, și evident că a avut motive dincolo de ceea ce știm noi. Ce putem noi să blamăm sau ce putem să încercăm să schimbăm este legislația, în măsura în care considerăm că aceasta nu este bună. Și evident aplicarea acesteia. Deci noi avem o legislație care din punctul acesta de vedere, nu sunt expert, dar din punctul acesta de vedere este destul de bine aliniată la cerințele occidentale și cel puțin teoretic există instituții care apără copilul pentru violență domestică de orice fel. Copiii au posibilitatea să găsească diferite ajutoare din diferite părți, inclusiv un telefon la care să sune. În plus, sunt foarte încurajat să meargă către psihologul școlar care există la dispoziția cam tuturor elevilor și așa mai departe. Deci, din punct de vedere al cadrului legislativ, nu stăm rău, e în regulă. Putem să stăm mai rău în legătură cu mentalitățile, în legătură cu aplicarea acestui cadru legislativ și aici sigur că poate să fie o problemă, că din punctul acesta de vedere suntem poate un pic mai înapoiați, dar cu siguranță că se fac pași spre direcția bună. Deci avem toate speranțele că în foarte puțină vreme vom ajunge la același nivel la care se află țările occidentale, Germania, de exemplu, unde copiii sunt apărați. Acum, dar copiii noștri se pare că nu știu să semnaleze niște abuzuri, pentru că nu-și dau seama că asta e ilegal, ce le face membru familiei sau străinul sau cineva chiar la școală. Au aceste posibilități și eu parcă n-aș merge pe găsirea unor cazuri concrete, particulare, în urma cărora să tragem niște concluzii. Cred că până ce nu există niște statistici care să dovedească foarte exact ce înseamnă aceste abuzuri și ce impact au în societatea românească și care este diferența dintre ce se întâmplă în societatea românească și societățile occidentale, nu putem să spunem prea multe lucruri. Repet, în opinia mea, se merge spre bine. Și să pornim de la statistica prin care... civilizație. Să pornim de la statistica prin care România e în topul țărilor cu copii gravizi, cu mame minore. Asta nu vi se pare îngrijorător? Asta este o problemă absolut reală. Pe seama cărui fapt o punem. Chiar voiam să spun, mă pregătisem să spun lucrul acesta, nu știu dacă știți, acum mai puțin de un an de zile a făcut vorbă în presă o informație conform căreia cea mai bătrână bunică din lume era o româncă în vârstă, atenție, de 23 de ani. Deci la 23 de ani era deja bunică. Cea mai tânără, deci. Exact dacă ea a născut la 11 ani și fiica ei la 12 ani sau invers. Deci e cea mai tânără bunică, nu cea mai bătrână. Am spus cea mai bătrână? Nu, cea mai tânără bunică din lume. 23 de ani, atenție, 23 de ani.
Deci dați-vă seama că și ea și fiica ei au născut și știți ce este culmea? Că deși în etnia despre care ați înțeles desigur că vorbim, majoritatea căsătoriilor sunt aranjate, acestea nu au fost căsătorii aranjate și au fost deci copiii care au rezultat în urma unor povești de dragoste. Asta Eu este foarte cred interesant. că e greșit să facem trimitere la etnia la care vă referiți, pentru că nu există statistici care să spună că majoritatea mamelor minore gravide sunt din acea etnie și nu se știe nici măcar câți romi sunt în România oficial. Mulți dintre ei nu s-au declarat romi, sunt sate în care nu e niciun rom, dar când te duci în statistici, de la recensământ, când te duci acolo și vezi și auzi, sunt romi ei toată nu se ziua. declară, nu se declară, se declară de obicei de etnie română Deci, sau hai să nu stigmatizăm și noi ca Băsescu, care o face din motive populiste, din contra, hai să analizăm toată etnia, toată națiunea română, sub aspectul ăsta civic, cum ne îndeamnă președintele Florin Călinescu, care zice că modelul francez de națiune civică e mai bun de abordat. Dar nici nu trebuie să ne ascundem după deget, pentru că este evident că în societatea civilizată, să zicem orășenească, românească, care exclude această etnie, cazurile sunt mult mai puține. Deci a ne ascunde după deget și a considera că este o problemă și a arunca această problemă în spatele majorității este de asemenea incorrect. Dar eu nu vreau să discut despre lucrul acesta și despre faptul că problema este într-o anumită parte, ci m-ar fi interesat să discut despre problema educației în școli din punct de vedere al celor care sunt în majoritate. Din punct de vedere al celor care sunt deja la un grad de civilizație înalt. Pentru că sunt foarte mulți în România care sunt cu un grad de civilizație înalt și cei care sunt din diferite motive într-o situație educațională precară și într-o situație socială precară, suntem convinși că nu vor sta în acea situație foarte mult. Adică într-un timp destul de scurt vor evolua și ei către medie, către acolo unde se duce majoritatea. Deci, e de discutat dacă urbanizarea înseamnă hipercivilizare și dacă nu cumva înseamnă denaturare civilizației, că acum tendința în lume e din contra, ruralizare, apropierea de natură, în armonie cu natura și aici la oraș se pare că oamenii devin handicapați social și nu prea comunică decât în mediul virtual. E de discutat despre asta. Deci nu cred că e bine dacă considerăm pe cei din oraș mai civilizați decât cei din sat, dacă îi considerăm pe majoritarii gagii mai civilizați decât minoritarii romi, asta sigur nu este cred că ne dorim. Direct, dar pe de altă parte nu putem nega tendința migrației de la sat către oraș. În vreme ce acum 100 de ani populația majoritară, nu știu, peste 70% era o populație rurală, în societatea modernă se tinde să se inverseze, adică se merge spre 70% populație urbană și populația rurală este în minoritate. Inclusiv foarte mulți dintre cei care sunt trecuți pe rural sunt de fapt din localități limitrofe ale orașelor și de fapt sunt tot fac parte din populația urbană. Dar e și o situație inversă, sunt considerate urbe, e și o situație inversă ca pe timpul lui Ceaușescu să fie considerat oraș, un sătuc un pic mai mare cu doar două blocuri în centru. Eu acum vin, am înconjurat sectorul 5 din București, vin din zone care arată mai mizerabil și mai sărăcăcios decât un sat din Teleorman sau din Giurgiu pe care le-am văzut astăvară când am pedalat 400 de kilometri. În marginea Bucureștilor, la graniță cu Măgurele, am găsit acolo câmp arabil, am găsit stână de oi și de capre la marginea capitalei și oameni care beau apă dintr-un puț. Vă dați seama ce calitate are apa aceea? Deci nu asta e tema de discuție. E discuție despre civilizație, nu? Da, da. Să revenim la educație, uneori, dacă credeți că acolo e miezul problemei. Exact. Dar să nu ne ducem spre etnii și spre marginalea celor care deja sunt marginalizați, pentru că e periculos și de nedorit. Și nu e deloc în spiritul unui partid progresist. Ca să ajungi la o civilizație, trebuie să ai educație. Clar. Da. Clar. Deci trebuie să te educi tu pe tine însăți, în primul și în primul rând. Și să educi și pe în al doilea rând, să încerci, nu, te rog frumos, nu te duci atât de departe, ci să încerci
să educi pe cei, că nu poți să educi pe toți. Da? Asta e prima chestie. A doua chestie, ce mă deranjează pe mine și m-a deranjat dintotdeauna în România, este această lipsă de colaborare, de comunicare între instituția școlară și cei doi părinți de acasă. Pentru că dacă cele două ar merge, familia și instituția școlară, indiferent că este grădiniță, indiferent că este școală primară, că e școala până la 8 clase, mai departe liceul, nu contează. Lipsa de colaborare și comunicare între cei doi, în afară de acea ședință semestrială care se face, unde știe toată lumea că se pune numai și numai problema banilor și baluri și nu știu ce activități, dar ceea ce este concret, în afară de faptul că îi se arată părintelui catalogul și vede că are note, să zicem, de la 9 în sus sau 9 în jos, nu contează, altceva nu se discută. Vreau să știu și eu, Constantin, spune-mi și mie, psihologul școlii românești ia legătura cu părinții și face și el o analiză a unui caz când se întâmplă? Da, vreau, chiar voiam să spun, nu sunt de acord, să știi, cu ceea ce spui despre școala românească, pentru că nu cred că este așa. În primul rând vreau să-ți spun că există în orar oră de consiliere cu părinții pentru diriginte. Eu semnez în condică în fiecare săptămână o asemenea oră. Este o oră pe care o am în program, care este, dacă vreți, ca un fel de audiență, în care părinții sunt invitați la școală, unul câte unul, să stea de vorbă cu dirigintele despre situația copilului lor. În afară de adunările cele trimestriale cu toți părinții, în afară, da? În afară de ședințele acelea la care, apropo, nu se discută despre bani, vreau să vă spun că profesorul mai nou nu cere niciodată bani la școală. Părinții eventual hotărăsc între ei. În comitetul de părinți. Își stabilează un comitet de părinți și cu ajutorul acestui comitet încearcă să rezolve anumite probleme și eu cred că este bine așa, pentru că nu trebuie nici să fim atât de ipocriți încât să considerăm că acum gata, statul trebuie să furnizeze absolut orice. Mai sunt mici lipsuri aici colo pe care le pot acoperi părinții. Se cumpără, dacă vreți, de exemplu, topuri de hârtie A4 care există acolo în clasă și elevii când dau o lucrare se duc și iau hârtie de acolo în loc să le rupă din caiet și tot felul de probleme între astea minore, nu știu, cumpără cretă colorată unde nu este sau carioci. Deci, am înțeles. Terminale, numai un pic că termin cu chestia asta. Plus în ocaziile terminale, când e vorba de banchet, de absolvire și așa mai departe, părinții sunt cei care organizează absolut tot și profesorii sunt invitați. Deci aceasta nu cred că este o problemă reală. S-a făcut foarte multă vorbire în ultimii ani despre implicarea financiară a părinților în școli și de fapt nu se întâmplă asta. În plus vreau să spun despre comunicarea dintre părinți și profesori că există mai nou, datorită mijloacelor electronice, o comunicare foarte strânsă. Eu am grup de WhatsApp cu părinții elevilor clasei mele și întotdeauna când este o problemă, aceasta se pune. Sunt sunat de părinți și discut cu ei despre problemele copiilor. Deci eu nu cred că nu există căile prin care să apară această apropiere. Cred că problemele autentice ale învățământului sunt altele, nu aceasta. Asta nu este o problemă reală, cred eu, comunicarea între părinți și școală, decât eventual educația părinților că ar trebui să mai și comunice. N-ar trebui numai să lase pe copil la școală în grija altora și să se implice și el un pic. Dar asta e și care nu ține de școli, ci ține de educarea societății în general. Te rog frumos, spune-mi și mie, la un efectiv de, să zic, 25 de elevi pe care i-ai în clasa ta, da? În momentul de față, cât la sută dintre părinți sunt implicați sau își exprimă dorința de implicare? Asta este o altă problemă. Mai trebuie să ne punem și problema ce înseamnă implicare.
Adică ce vrem să facă părintele acela? El trebuie să se intereseze în legătură cu situația copilului lui, în așa fel încât să nu fie nici sufocant pentru copil, să nu fie sufocant nici pentru școală. Trebuie doar să ajute acestui proces, care, apropo, este un proces care merge destul de bine, să știți. Eu le spun asta părinților la prima ședință, părinții și elevilor le spun. N-avem noi cea mai bună școală din lume, dar să știți că avem o școală bună, cu bune și cu rele, comparată cu școala din toate țările, dacă vreți. Am să vă dau un exemplu care să susțină lucrurile acesta. Avem elevi care fac schimb de experiență și o domnișoară a fost un an de zile în Statele Unite, în clasa 11. Și în clasa 12 a venit, ieșeam din cancelarie și așa în fugă, numai peste umăr, am întrebat-o, cum e școala acolo în Statele Unite? Știți care a fost primul și singurul lucru pe care mi l-a spus domnișoara? Sunt și lucruri bune și lucruri rele, domnul profesor. Deci și la noi sunt și bune și rele, per ansamblu nu avem cea mai rea școală din lume, nu avem nici pe cea mai bună, dar avem o școală bună. Totuși e ciudat că anume dumneata ai venit cu o propunere de schimbare, de revoluționare, da, de înnoirea sistemului educațional din România. Am o propunere foarte bine articulată, să știți, este un sistem la care mă gândesc de peste 20 de ani. Păi și de care ce să-l schimbăm dacă e bun? Atenție, care vrea să schimbe învățământul din toată lumea, nu doar la noi. Ok. Deci, acționăm local, dar gândim global. Am să vă spun și de ce, și asta se leagă foarte tare de discuția despre sex. Eu cred, nu cred, știu sigur și cred că cine este cât de cât luminat înțelege lucrul acesta. Societatea de-a lungul anilor este într-o dinamică formidabilă. Este într-o schimbare permanentă. Schimbare care, care în ultimii ani este cu atât mai accentuată. Această schimbare este și cea care ne îndeamnă să ajungem să discutăm despre sex din multe puncte de vedere, o să spun imediat. Dar să știți că în afară de chestiunea sexului, care devine pregnantă în societatea noastră din pricina în special a contactului cu electronicul, cu internetul, în primul rând internet, dar nu doar internetul, pentru că s-au luat și acum sunt și emisiuni de televiziune, sunt și filme, sunt o grămadă de canale multimedia pe care ajung informațiile despre sex, dincolo de ceea ce vor să și știu profesorii și părinții, da? Deci acesta este un lucru care ne-a cam luat prin surprindere, adică nu putem să venim acum cu niște idei din secolul de acum 100 de ani, când nu exista internetul. Noi acum trebuie să ne mulăm pe situația actuală, dar vreau să vă zic că situația actuală prin surprindere generația adultă, nu doar în chestiunea sexului, sunt foarte multe alte chestiuni. Să vă spun un exemplu în care furnizorul de educație, ministerul, nu își face treaba absolut deloc. Gândiți-vă care este diferența dintre învățământul și învățăcelul de acum și profesorul de acum și învățăcelul și profesorul de acum 150 de ani. Acum 150 de ani era foarte puțină informație, care în general exista la profesor. Și această puțină informație era sorbită de către învățăcelul acela care stătea în bănci. Între timp, informația și accesul la informații de toate felurile a crescut exponențial și crește în continuare exponențial. Acum este prea multă informație și una din treburile, una din funcțiile pe care ar trebui să le îndeplinească furnizorul de educație, deci ministerul, ar fi să selecteze din acest noian de informație care se prevalește peste noi tot timpul și peste tânăr în același timp, să selecteze cât este necesar acestuia pentru ca să creștem un om întreg, un om care cu acea puțină informație, pentru că evident că nu avem capacitatea să o înghițim pe toată, sau poate am avea capacitatea să o înghițim pe toată, pentru că capacitatea creierului este colosală, dar nu avem timpul necesar ca să o adunăm. Este foarte greu ca să ajungi la o noțiune pe care o introduci în mintea unui copil și aceasta să devină operațională. E nevoie de liniște și de pace. Știți de ce liniște și pace e nevoie? De aia de acum 150 de ani, ca să-mi poți învăța cu atenție matematica, trebuie ca copilul să fie într-o liniște, liniștea aceea pe care o furniza, repet, acea societate și putea să se gândească pe îndelete la fiecare lucru care se spunea. Acum, nu vine un singur lucru, nu vine o singură teoremă la matematică pe zi, ci vin 5 teoreme la matematică, 5 la fizică, 3 poezii la română, istorie, geografie, informatică și pe deasupra, atenție, internet, TikTok,
pornografie și toate celelalte. Deci e o altă societate și furnizorul de educație, generația noastră, atenție, nu a înțeles acest lucru. Copiii trebuie să se descurce singuri. Și mai sunt și alte provocări, dacă îmi dați voie, vă mai spun. Am vrut să revenim totuși la psihologul școlii, am vrut să revin. Iată, ridică mingea la fileul Adinei, colegul ei din Germania, Eugen Trif, și zice: psihologul școlii este doar pentru a încasa salariu, în rest nimic. Nu e adevărat, nu e adevărat. Sigur că sunt fost slab, dar nu e așa. Nu e așa. Deci nu, exact asta vreau să vă spun. În Germania, copilul nu este încărcat cu aceste lucruri. Fiecare oră de lucru, de exemplu, probabil el este la fel ca și în România, se desfășoară în același mod ca în România, dar copiii în Germania nu au atât de multe teme. Vă dau cuvântul meu de onoare, deci nu stau să scrie caiete întregi cu probleme matematice sau să facă compuneri de 5 pagini. Nu. Nu. Și vă spun și de ce. Copiii noștri nu mai au nici măcar copilărie. Părinții acestor copii nu au timpul necesar să se ocupe de copiilor. Aici este problema. Totul este după fuga banilor, totul este... cerem ceva, deci vrem educația copiilor. Și vă spun sincer, un părinte care muncește ca și agent de vânzări sau manager de vânzări și aleargă 12 ore pe zi, spuneți-mi cum ar mai putea să își îndrume copilul. Vreau să știu ce activități extrașcolare se fac în România în momentul de față la nivelul unei școli. Pot să răspund? Da, vă rog. Da? Pentru... Nu sunt de acord. Pare rău, dar nu sunt de acord. În primul rând, nu sunt de acord să vorbim despre câte teme fac copiii fără să ne referim la o anumită categorie specifică. Gândiți-vă câte teme fac și trebuie să facă copiii de doamna învățătoare și câte teme trebuie să facă copiii de la liceu. Despre copiii de la liceu, gândiți-vă ce diferențe sunt la un colegiu național între clasa de informatică și clasa de filologie. Între astea nu vorbim de liceu, vorbim de categoria de copii la 12 ani. Despre asta este vorba. 12 ani, despre asta este vorba. În momentul în care facem afirmații, trebuie să spunem la ce categorie ne referim precis. Pentru că vreau să vă spun că, să știți că foarte mare parte din elevii din România nu fac teme absolut deloc. Nu fac, nici nu știu ce e aia. Nici n-au manuale acasă. N-au poate nici caiete de temă. Sunt foarte mulți, la foarte multe licee. Eu sunt la un colegiu național unde vreau să vă spun că copiii buni ajung la 70 de ore de învățătură pe săptămână. Atenție, 70 de ore pe săptămână. Asta înseamnă 10 ore pe zi. Includem aici și școală și includem și eventualele meditații. 10 ore pe zi, inclusiv sâmbătă și duminică. Atenție! E aproape dublu cât orele de muncă legale. Atenție, vorbesc de copiii buni. Dar vă spun că sunt N licee, am predat și la asemenea licee în Târgu Mureș, unde nu se face niciun fel de temă, deci copiii habar n-au ce-i tema. Adică vreau să spun că într-o societate există o diferențiere foarte mare și este bine să fie așa. Copiii care vor să învețe au posibilitatea să învețe, cei care sunt la aceste colegii unde se fac teme atât de multe își asumă acest lucru și eu și spun că de multe ori și la ședința cu părinții, nu este obligatoriu. Deci dacă vreți să urmați această cale, stați aici. Dacă nu, n-aveți decât să vă transferați, transferurile sunt posibile. Nu-ți place treaba asta, te duci altundeva. Nu este niciun fel de problemă. Dar vă rog dați-mi voie să mai spun un singur lucru foarte important. Să nu credeți că pot fi obținute performanțe oriunde în lume, asta fără efort. Așa ceva să excludem. Dar deci 70 de ore pe săptămână îmi pare un efort suprauman, e încălcarea drepturilor omului și ale copiilor. Copiilor, nu. Copiilor, conform legii 272 din 2004. Clar. Deci vă spun din start. Deci, Constantin, eu vorbesc de copii în formare. Un copil care a ajuns la vârsta de între 11 și 12 ani, acela este un copil în formare.
Tu îmi vorbești mie de Deci licee. vorbim de copii din 12 Liceu? județeni, da? Ăștia sunt la clasa a 6-a, a 7-a. Despre ăștia vorbim, da? Exact. Ok, deci Exact în vorbim despre momentul... această categorie. Și la această categorie este o diferențiere colosală între cei care vor să facă ceva și cei care nu vor. Vor. Din punct de vedere legislativ, au 25 de ore pe săptămână, da? Asta înseamnă 25 de ore pe zi. A, că sunt și cazuri, eu am o asemenea clasă, acum clasa a șaptea care termină, care au peste 30 de ore pe săptămână. Copiii ăștia au în fiecare zi 7 ore în afară de o singură zi când au 6 ore, dar sunt la un profil de engleză intensiv și ei vor să fie acolo și părinții lor au acceptat să facă treaba aceasta. Da? Bun, dar și pentru acești copii rămâne valabil. Atât despre ăștia, despre buni, despre care vorbesc eu, cât și despre sunt foarte multe școli de cartier în care nu se învață atât de mult. Deci și la această vârstă îți asumi. Dacă vrei să faci mai mult, să obții rezultate mai bune, depui efort mai mult. Este simplu. Am mai spus-o și mai spun, este foarte important. Învățământul are un puternic caracter extensiv. Atenție, da? E ca și săpatul unui șanț. Sapi o oră, un metru de șanț. Sapi 8 ore, ai 8 metri. Nu poți să sapi într-o oră 8 metri, că nu ai cum. Așa se întâmplă și la învățământ. Nu există formule magice care în 5 ore să facă același lucru pe care un alt copil îl face în 10 ore. Nu există așa ceva. Dar Știu, sunt conștientă de lucrul cele ăsta. 8 clase care sunt obligatorii, gratuite, asigurate de stat, ar trebui să permită copilului să iasă în viață pregătit pentru viață. Și haideți să revenim la tema educației sexuale. Iată, ne comentează Cristian Marin. Căsătoriile între copii, soldate cu copii, ai unor părinți copii, au la bază lipsa educației în școli și mai ales în familie. Încă educația sexuală în România este considerat un subiect tabu și rușinos. Învățământul românesc, zice Cristian Marin de la Ploiești, este praf. Deci eu îi dau răspunsul și poate să caute singur. Există lege dată în care scrie clar obligativitatea educației sexuale în școli s-a făcut datorită legii 272 din 2004, republicată în 2014, prin care au fost adăugate amendamente referitoare la drepturile copiilor, pentru că drepturile copiilor nu erau și tocmai datorită acestui lucru a fetelor însărcinate de 13-14 ani. Da? Lumea nu știe. Copiii nu au pus la dispoziție mare un afiș pe culoarul școlii sau la intrarea în școală, clar. În caz de ceva, vă puteți adresa numărul de telefon. Toți copiii au, la vârsta de 12 ani, telefon. Toți copiii au profile pe Facebook. Toți copiii au acces la Google. Mie mi se pare la 12 ani prea prematur lucrul ăsta, ca informația unui internet, unui Google, și aici e și vina părinților și vina școlii. Da? Nu ai ce căuta, ai telefon? Bun, îl ții frumușel acasă. Nu ai ce căuta cu telefonul acasă, să stai să butonezi în clasă. E lipsă de respect față de profesor, e lipsă de respect față de tine ca persoană care vrei să te dezvolți mai departe într-o societate. Da, vă dați seama. Asta este problema. Vă dați seama că de pe internet copilul ia informații crude, poate chiar periculoase și mincinoase despre poziții de sex, despre viol. Iată, apropo, zilele astea a devenit foarte cunoscut un blogger cu 800 de mii de abonați pe YouTube, care zicea despre fete care umblă așa ușurate că îmbrăcate, că pot fi violate. Și vorbea despre una de 14-15 ani. Ceea ce mi se pare foarte periculos. Copilul de unde să știe ce e bine, ce e rău? Nu ar fi cel mai bun să fie învățat din familie, dar familia la noi fiind foarte tradițională și cu falsă pudoare, poate de la școală. Nu e așa că în școală ar fi profesorii cei mai buni să învețe chestia asta și nu de pe internet. Copiii o să afle de pe internet, dar o să afle greșit de pe site-uri porno sau de pe bloguri ca acela scandalos care a ajuns la procuratură. Deci mie mi
Mi se pare că educația sexuală în clasa 8-a ar trebui efectiv o oră pe săptămână să fie predată. Dar educație sexuală, ascultă-mă, educație sexuală la nivel anatomic, înțelege-mă, ca și corp omenesc, să poți să explici din punct de vedere fiziologic ce se întâmplă hormonal, ce se întâmplă endocrin, absolut, nu sunt doctor, Oleg, te rog frumos, nu sunt doctor. Dar pe pe copii interesează și relațiile între ei, că degeaba își studiază corpul, poate se masturbează de la 12 ani, dar ei nu știu cum să interacționeze cu celălalt sex sau dacă cumva copilul e gay să știe să interacționeze cu același sex, de la ce ies copiii, de la ce nu ies copiii, de la ce se iau boli sexual transmisibile, de la ce nu se iau, ce este viol, ce nu este viol. Ce este hărțuire, ce nu este hărțuire? Nu trebuie să li se vorbească despre asta, dacă nu acasă, măcar la școală. Nu, nu. Știi cum? Eu una, știi ce aș face? Știi ce aș face? În cadrul acestei ore de educație sexuală, aș aduce ambii părinți și tatăl și mama, vorbesc foarte serios. Știi de ce? Păi pentru da, că atunci voi rupe acea barieră de frică, de jenă, de distanțare între părinți și copil și aș expune aceste probleme de față cu părinții. Eu asta aș face. Din punctul meu de vedere, îți dau cuvânt, asta aș face. După pentru cum că vedeți, părinții, după cum ați auzit, poate, guvernarea penelistă împreună cu opoziția PSD-istă au modificat atâta proiectul acela de lege, încât au impus și schimbarea denumirii disciplinei să fie acum educație sanitară sau ceva de felul ăsta, nu sexuală, dar nu contează, poți să o numești cum vrei, dar să-i aduci copilului informație, dar și obligativitatea să-i permită părintele copilului. Și știm o grămadă de părinți habotnici, retrograzi, conservatori, unii abia ieșiți din peșteri, care o să zică nu, niciun fel de educație sexuală, ca nu cumva copiii mei să ajungă heterosexuali, ceva aberații din felul ăsta. Și gata, pentru și copilul e condamnat să rămână la nivelul părinților și a bunicilor săi. Permiteți să intervin, vă rog. Da, domn profesor. Da, un pic ne-am îndepărtat despre problema, de problema sexului și acum am revenit la această problemă. Am ajuns la viol, care tot e o formă de sex, dar neconsensual și e ilegal. Dacă vreți să-mi spun eu un pic părerea, eu nu mi-am spus până acum părerea, nici dacă sunt pro și nici dacă sunt contra. Sunt într-un fel foarte pro și aș vrea să-mi argumentez această opinie și aș vrea să spun în primul rând că eu consider că dimensiunea sexuală este o dimensiune extrem de importantă a ființei umane și că această descoperirea sexualității se face în general pe cont propriu. Că de fapt despre asta este vorba, dacă ar trebui să introducem educație sexuală pentru a dirija felul în care se face această educație. Este importantă sexualitatea în viața noastră? Cu siguranță că este extraordinar de importantă. Este, aș spune, colosal de importantă. Am lucrat în domeniul internetului vreo 11 ani în networking internet și vreau să vă spun de o statistică făcută nu acum ceva mai de mult, cam acum vreo 10 ani, o statistică ce reliefa că peste 50% din traficul pe internet se face pe site-uri cu conținut pentru adulți. Atenție! Asta ne spune ceva despre interesul omenirii pentru acest subiect. Deci acesta este un subiect care cu siguranță este extraordinar de important. Asta este pe de-o parte. Pe de altă parte, pentru că s-a mai pomenit lucrul acesta, este o foarte mare problemă despre cum, și această problemă vine din ultimii 30 de ani, internetul a căpătat extindere după anii 90 și la noi în țară după anii 2000, deci de 20 de ani suntem puși în situația în care copiii își iau informații în legătură cu sexul de pe internet. Mai întâi ca o curiozitate și mai apoi ca o informație pe care pot să o folosească. Întrebam de curând la o clasă a 8-a, am pus o întrebare că discutăm despre faptul că există foarte mult pe TikTok. TikTok-ul este noua platformă în vogă
la tine. Și i-am întrebat dacă acolo pe TikTok este sexualitate și mi-au spus că nu prea, nesemnificativ, TikTok nu e important din punctul ăsta de vedere. Și zic, bine mă, dar totuși copilul, că voi sunteți aproape, ăsta așa de școală generală, cam când dă de informație cu conținut sexual, poze, filme, absolut tot ce poate fi vorba. Și mi-a spus unul din ultima bancă, că din momentul în care își cumpără telefon mobil, deci în momentul în care ai telefon mobil, ai acces la chestia asta. Și asta este o realitate pe care trebuie să o accepte toți părinții care vorbesc împotriva educației sexuale, trebuie să o accepte societatea pe de-întregul și trebuie să o accepte biserica, care este cu siguranță foarte împotriva acestei educații. Sunt oarecum de acord din punctul ăsta de vedere cu ceea ce zicea Cristian Tudor Popescu, care spunea că poate că ar fi bine, copiii aceștia sunt bolnavi din acest punct de vedere și ar trebui să facem ceva ca într-un fel să îi vindecăm de această... Știți, pornografia pe internet poate să devină și adictivă, poate să devină și o dependență și probabil că ei fac lucrul acesta, foarte mulți dintre aceștia. Deci problema este o problemă absolut reală, pe de o parte. Pe de altă parte, aș vrea să vă spun că problema este o problemă extraordinar de complexă, pentru că odată că intervine societatea în toate felurile, părinții cu gândurile lor, medicii cu alte gânduri, profesorii cu alte idei, biserica cu alte idei, da? Deci este o problemă extraordinară. Tinerii cu alte idei, că și ei au ideile lor și în fond despre dar ei... școala este... fiind laică, de ce pomeniți atât de des biserica, care n-are niciun păi rol are, în școală? N-ar trebui să aibă, conform Constituției, care spune că România e un stat laic și separată de biserici. Scandalul nu e în școală, scandalul e în societate. Acolo unde biserica există și bună parte din vocile care se ridică împotriva educației sexuale vin, dacă nu explicit, atunci implicit au în spate această orientare pe care o dă biserica și în această orientare dar atunci sexualitatea e o problemă de sănătate mai degrabă decât una moral-spirituală. Așa o văd și eu. Ok. Haideți să vă spun care este părerea mea. De ce nu se poate face educație sexuală în școli? Sau, hai să nu zic așa, zic că este o problemă pe care specialiștii trebuie să încerce să o depășească. Știți care este problema esențială? După părerea mea, este că tinerii, la o anumită vârstă, deci o anumită clasă, prezintă o eterogenitate extraordinară din punct de vedere al sexualității. Despre ce este vorba? Sunt tinerei, fete, care sunt femei sau, dacă vreți, pregătite să fie femei la 12 ani, bunica și cu mama despre care discutam mai înainte atestă acest lucru, da? Și sunt tinere care s-au păstrat inocente până după vârsta de 18 ani, până după ce termină liceul. Dacă tu abordezi o anumită tematică sexuală la o clasă, atunci, probabil că jumătate vor fi neinteresați de ceea ce abordezi, pentru că deja ei au depășit chestiunile respective, iar pentru cealaltă jumătate, atenție, este traumatizant. Aceasta este o foarte mare problemă, pentru că tinerii, dacă ați uitat cum ați fost dumneavoastră la vârsta lor, să știți că sunt extraordinar de sensibili din lucrul acesta, punctul acesta de vedere și este foarte ușor să traumatizezi sufletele lor. Deci este o traumă pe care o resimt efectiv sau o traumă care se interiorizează și care poate mai târziu să se reflecte într-un fel sau într-altul în comportamentul lor. Deci această eterogenitate este o foarte mare problemă. Numai un pic că vreau să termin totuși complet această idee. Am spus acest lucru undeva pe internet și cineva mi-a replicat: dar pentru matematică nu sunt eterogeni. Exact. La astronomie, eu care citisem o grămadă de SF la copilăria mea, eram pregătit la astronomie de toate. Alți copii ai mei, habar n-aveau, colegi de mie, câta planetă de la Soare e Pământul. Nu, dăm voie să termin, Oleg.
În primul rând, matematica nu este traumatizantă prin informațiile pe care le transmite. În primul rând. Într-al doilea rând, nu uita că copiii fac matematică din clasa 1 și ei, chiar dacă există oarece diferențe intelectuale între ei, ei sunt duși într-o cadență și ajung în clasa 7, în clasa 8, ca să fie toți pe aceeași minte. Păi, din poate că educația despre sănătate trebuie să înceapă de la grădinițe. Noțiuni despre spălat pe mâini trebuie să învețe și din grădiniță. Nu, pentru că matematică, română și celelalte se adresează doar intelectului, în timp ce educația sexuală se adresează nu doar intelectului, ci și emoționalului. Și pe acesta nu-l poți duce în cadență cum vrei tu. Deci problema este realmente o problemă complicată. Ca să nu mai spunem că mai apare încă o complicație, și anume că dacă tânărul care nu este pregătit și nu are nevoie de așa ceva, este îndemnat spre așa ceva, aceasta este o problemă reală. N-aș spune că este principala problemă, dar este o problemă reală. Deci, dați-mi voie să vă spun, cred că este necesară educația sexuală în școală, dar cred că e foarte greu de făcut. Deci eu sunt pentru. Care ar fi soluția? Să o facem individual cu fiecare copil sau să le facem niște clipuri cu specialiști de la Ministerul Educației și Sănătății și să-i obligăm pe toți să le privească individual sau care ar fi o variantă? Să nu facem nimic, am făcut până acum și avem rezultatele, culegem roadele. Specialistul trebuie să vină și să ne spună ce și cum se poate face ca să se depășească aceste impedimente pe care eu le-am reliefat aici. Deci eu sunt pentru, făcută de niște specialiști și mai mult de atât, să știți că am și încredere în psihologi și în specialiști că vor putea să găsească o soluție pentru problemele pe care le-am ridicat. Nicoleta Petrei zice, nu toți copiii au telefon și o lege e făcută pentru toți copiii, legea care obligă societatea și părinții și toți copiii să aibă hrană, îmbrăcăminte strict necesar, o astfel de lege există, nu priviți numai la anumiți copii. Deci da, și copiii foarte săraci au dreptul să învețe despre sănătatea lor ca și tabla mulțirii, să o știe când ies din școală, că ies din clasa 6, a 8 sau că ies după liceu, după colegiu. Copiii trebuie să știe chestii elementare despre sănătatea lor. Și alt coleg al nostru, Alex Stan, zice, problema școlii românești publice, 2 puncte, nu e corelată cu nevoile societății și ale umanității din ziua de azi, de aceea există școli private, cum ar fi cu tare și cu tare, și de acolo trebuie să învățăm și să actualizăm școala publică. Copiii sunt bombardați cu informații de care n-au nevoie, decât dacă aleg cumva să devină profesori, cercetători, etc. Exact, nu au nevoie discutabil, să știți. Exact ce am spus eu mai devreme. A exploata un copil 10 ore pe zi mi se pare inadmisibil. Adina, din toate punctele de vedere. Nu mai spune că le exploatează. Nu le exploatează nimeni. Poate foarte bine să aleagă să nu facă lucrul acesta. L-ar exploata dacă l-ar obliga, dar nu-l obligă nimeni, mai spun o dată. Sunt jumătate din școlile din România unde n-au nicio temă acasă și îi se duc la școală din timp în timp. Dar nu-l obligă nimeni. Dacă nu-i convine acolo unde învață 10 ore pe zi, să se ducă unde nu învață 10 ore pe zi. Cine îl obligă? Constantin, avem amândoi cam aceeași vârstă, da? Am făcut amândoi cam același sistem de învățământ. Câte ore, te rog frumos, spune-mi tu mie câte ore aveai tu în clasa 8-a? Nu cred că aveam mai puține ore decât acum. Și nu uita că noi am făcut și sâmbătă școală. Da, deci, nu uit, nu uit. Bun, îți mai dau un exemplu. Ce activități extrașcolare aveam noi și ne duceam cu plăcere? Te rog frumos să-mi spui. Un sfert față de cât au acum copiii. Bun. Eram obligați să mergem la acțiunile pe TAP? Da, eram obligați și mergeam. Aha, bun. Eram obligați să mergem în practică, dacă ți-aduce aminte, la fabricile de conserve? Da, eram da, obligați să mergem pe câmp să culegem porumbul? Nu din timpul liber. Se mergea 2 săptămâni la început de an școlar. Era. Dar eram obligați. Eram obligați. Bun. Nu. Da? Deci știi foarte bine că dacă nu mergeam... Era cu 40 de ani. Era cu 40 de ani. Da, dar eram obligați dacă nu ne duceam acolo, aveam nota scăzută la purtare și având nota scăzută la purtare, trebuia să repetăm clasa, da? Bun, da, ți-aduce aminte,
Ce vrei să spui? Ți aduce aminte ce distracții aveam între noi colegii? Era, da, asta și voiam să zic, să știi că campaniile acelea de două săptămâni de munci agricole erau colosale. Deci mergeau ca în tabără copii, era distracție, era un mod extraordinar de a începe anul școlar. Dar erau alți ani, ce importanță are? Nu, nu, nu erau alți ani. Nu erau alți ani. Te rog frumos, Da, gândește. 40 de ani, Nu. 40 de ani. Gândește-te, te rog frumos, numai la fericirea pe care noi o trăiam atunci, la bucuria, la emoțiile, la scuză-mă, la absolut tot ce era copilăresc. Aici este problema mea. Copiii din ziua de astăzi, la vârsta de 12 ani, posedă o maturitate înaintată, forțată, cum vrei să o iei. Da? Și și sunt de ce acord cu vrei tine. Să faci? Ce vrei să faci? Că nu o să poți schimba chestia asta. Deci asta așa va rămâne, ba se va mai și accentua. Noi, dacă suntem adulți cu scaun la cap, trebuie să înțelegem că asta este situația și de aici să pornim și să vedem ce putem clădi și ce putem face. Nu asta Bun, trebuie. îți spun Nu eu chiar, suntem în primul... de la inocența pe care am trăit-o noi. Nu o să putem întoarce societatea. Asta e problema. Societatea Asta este este cea care problema. Este și pe asta trebuie să o luăm și în aceste condiții să facem cele mai bune lucruri care trebuie făcute. Eu cred că educația sexuală e unul dintre cele lucruri astea bune. Numai Bun, să fie eu aș avea o soluție, exact cum ți-am spus eu. Învățăm anatomia corpului uman, dar cap-coadă, absolut, cu tot, cu organe genitale, cu absolut tot. Dar se face. Să știi că se face. Învățăm fiziologia corpului uman ca să putem, să poată fiecare să-și dea seama ce se întâmplă la nivel de creier, la nivel de creier mic, la nivel de hipotalamus, din punct de vedere științific și sexual. Da? Următorul pas. Totuși, sexualitatea e interacțiune între cel puțin doi indivizi, dacă nu vorbim despre masturbare. Lasă-mă un pic să-mi termin ideea până la capăt. Acești profesori care predau la școlile generale, eu, una, i-aș pune să facă exact ce a spus Constantin, un pic de psihologie, ca să nu rănim, într-adevăr, Adina, mă tem că ai o problemă de conexiune și îți recomand să ieși din discuția noastră și să mai intri o dată, pentru că s-a desincronizat total sunetul de imagine, ba chiar acum a și dispărut imaginea dumitare. Da, văd că ai ieșit și sper că o să revii. Am să merg eu ceva mai departe, dacă îmi dai voie, Oleg. Da, da. Nu a revenit, Adina. Poți să continui eu sau continui, Adina? Da, te rog, continuă. Da, îmi cade. E fain, e mișto. Partea... Oleg, sunt în munții Pădurea Neagră, înțelegeți-mă. E explicabil, da. Și am o provocare mai spre final de emisiune. Ce facem cu această precocitate, cu precocitatea copiilor? Ce facem? Că e ciudată. Ei parcă știu mai multe înaintea noastră la vârsta lor. Totuși, când ajung la 18 ani și au capacitate de exercițiu, încă nu sunt pregătiți pentru viață. Nu se grăbesc să se căsătorească, nu se grăbesc să se angajeze, nu mai sunt obligați să meargă la armată. Sunt două aspecte diferite și eu înțeleg aspectul pe care îl subliniază Oleg. Adina zice despre partea de educație igienică a sexualității, despre și partea asta de igienă, să știți că se face destul de mult. Copiii sunt învățați cu partea mecanică, ca să zic așa, a sexului, cu felul în care trebuie să se ferească de boli, cu partea de anatomie, în general au acces suficient de mult pe partea anatomică. Ce nu au, nu există niciun fel de rezolvare și toate cursurile de educație sexuală care se fac deja nu conțin. Este partea cealaltă care îi interesează pe ei efectiv, adică cum se face și cum să faci ca să faci bine și să-ți fie bine ție în primul rând și partenerului în cel de-al doilea rând și cum faci ca să ajungi acolo. Asta este o chestie care pe ei este, pentru ei este foarte interesantă și importantă. Bun, hai să le predăm, stai un pic, hai să le predăm atunci toată cultura orientală, japoneză, chineză,
și rezolvăm problema. Nu, nu, nici despre asta nu este vorba. Ci este vorba despre alte lucruri. Dați-mi voie să vă spun. Chestiunea aceasta este o chestiune la care eu mă gândesc de multă vreme. Nu mă gândesc de o zi, de două, de mult. Există un studiu făcut, cred că acum vreo 2 ani aproximativ, pe copii de vârstă de 15 ani, când la 15 ani în mediul occidental la 15 ani deja mulți copii au oarece experiență sexuală. Exact. Un studiu făcut pe copiii din Australia, un colectiv destul de mare de copii, care arată că majoritatea informațiilor pe care le primesc despre modul în care trebuie să-și desfășoare activitatea sexuală sunt informații luate pe internet, dar nu că sunt luate de pe internet, ci sunt luate de pe site-urile porno. Acolo unde nu învață ceea ce ar trebui să învețe și se ajunge în situații în care băieții mai ales ajung să aibă niște cerințe care sunt absolut absurde. Auzeam acolo un exemplu absolut înfiorător despre un băiat care spunea că sau o fată care se plângea că un băiat i-a adresat cerința în felul următor: te sărut dacă îmi faci un sex oral. Deci asta este ideea pe care o a prins-o tânărul și nu era un caz izolat. Este un caz îngrijorător de răspândit în domeniul, în zona tinerilor și în zona vârstei respective, în care copilul acela a învățat că asta înseamnă sexualitate. Ori, dacă este să-i lăsăm pe copiii noștri ca să învețe activitatea sexuală de pe internet, atunci asta este un lucru foarte rău. Și, într-adevăr, ar trebui să intervenim cumva prin niște ore de educație sexuală prin care să îi ajutăm să ajungă la partea aceasta care nu este neapărat o parte absconsă, o parte urâtă a ființei umane. Este un lucru frumos, dar este frumos dacă se și întâmplă așa cum trebuie și nu se întâmplă cu tot felul de neînțelegeri ale activităților care trebuie să făcute. Deci, într-adevăr, este foarte importantă educația sexuală și din acest punct de vedere. Mai ales că de la 14 ani copiii primesc buletin și devin responsabili penal în fața legii pentru faptele lor, iar de la 15 ani au deja și vârsta consimțământului pentru activitate sexuală. Și ei să nu știe la vârsta aceea să ajungem ca în bancul acela când doi s-au prezentat la psiholog sau la preot și au zis: părinte sau doamnă psihologă, nu putem să facem copii. Și specialistul i-a întrebat: dar sex faceți? Și i-a zis: nu, Doamne ferește, cum să facem așa ceva? Deci se ajung uneori la situații hilare. E foarte posibil ca acest banc să fie chiar din viață, din realitate. Oamenii să nu știe cum se fac copii. Dar ce ziceți despre dreptul de vot de la 16-17 ani? Că se discută în unele țări și chiar sunt, se pare, în Austria e posibil să votezi de la 16 ani. Nu, e prematur. Prea devreme. Deci îndobitocim planeta și copiii cu mii și mii de informații. Ne facem singuri mult mai rău. În loc să lăsăm copiii să se dezvolte normal, cum ar trebui, într-un cadru, chiar citeam despre discriminare și nu știu ce, și mă rog, anumite chestii, nu contează. Cum poți tu să-i dai voie unui copil de 15 ani să își dea consimțământul unui act sexual? Păi legea penală prevede în România de foarte mulți ani, de la 15 ani. Nu. Păi ce facem? Modificăm legea? E cert că oamenii încep să facă sex și până la 15 ani. Dar dacă o fac doi minori de 13 ani, nu au nimic, nicio consecință. Dacă totuși un matur de 30 de ani cu un minor de 14 ani jumătate face sex, se numește pedofilie și se pedepsește penal. Chiar dacă e cu consimțământ. Acela nu putea fi consimțământ pentru că o persoană de 14 ani jumătate, conform legii, nu poate să-și dea consimțământ pentru că nu știe consecințele, nu înțelege ce se întâmplă. Și ne mai întrebăm de unde apar tulburările psihice și de ce oamenii o iau razna și de ce se formează... Nu.
Deci nu, Dar categoric nu. Nu înseamnă că apar tulburări psihice. Deci omul este o ființă sexuală și sexualitatea se dezvoltă din cele mai fragede epoci ale dezvoltării umane. Chiar să știți că în legătură chestiunea aceasta a educației sexuale în școli a stârnit extraordinar de multe pasiuni și foarte multe discuții. Și una din ideile care apare foarte mult este că această educație sexuală ar trebui ca și în România să respecte recomandările Organizației Mondiale a Sănătății. Organizația Mondială a Sănătății a emis un act care reglementează chestiunile care ar trebui educate și aceste chestiuni sunt puse pe niște etape de vârstă. Ori în actul respectiv emis de Organizația Mondială a Sănătății apare la un moment dat o discuție despre sexualitatea între 0 și 4 ani și acolo apare explicit referirea la masturbare. Repet, e vorba de copii între 0 și 4 ani. Societatea românească a, și pe site-urile pe care se discută lucrurile acestea, acest act tot apare acolo și apare o poză în care între 0 și 4 ani se face referire la masturbare și una din ideile celor care sunt împotriva educației sexuale în școli este cum este posibil să apară așa ceva, adică noi vom face educație sexuală în școli ca să învățăm pe copii să se masturbeze de la 3-4 ani. Răspunsul este că acel act emis de Organizația Mondială a Sănătății, care este o indicație orientativă, nu este o lege pentru toată lumea, este, nu se referă la educația care trebuie făcută copilului în privința masturbării între 0 și 4 ani, ci acesta este un fenomen care se întâmplă. Deci sunt tineri care, tineri, copii, se spune că sexualitatea începe din momentul nașterii și există copii și de câteva luni care denotă faptul că prin anumite gesturi și prin anumite autoatingeri au anumite, nu știu, să zicem, reflexe sexuale. Și ce vreau să vă spun despre reglementarea aceasta a Organizației Mondiale a Sănătății este că nu este adresată, nu este făcută pentru ca să educăm pe copii, ci dimpotrivă este făcută pentru eventualii educatori, cum ar putea să fie îngrijitoare la creșe sau educatoare la grădiniță, care iau contact cu asemenea copii, care descoperă asemenea manifestări și trebuie să știe cum să reacționeze. Exact, deci pentru că mi se pare greșit să-l plesnești copilul peste mână și să nu-i dai voie nici să bagi mâna în chiloței, nici să vorbească despre chestia asta, pentru că ai făcut o gafă monumentală. E vorba de învățat educatori ce trebuie să facă și, cum, și să fie pregătiți și cum trebuie să reacționeze în momentul respectiv. Dar spuneam asta în legătură cu faptul că Adina zicea că apar deviații din cauza începerii sexului. Nu știu. Nu, tulburări. Deci te rog, nu deviații. Tulburări. Eu, tulburări. Nu tulburări. Știu. Sexualitatea apare de la vârste extraordinar de mici. Și nu știu dacă, cred că pot să apară tulburări dacă în procesul normal de dezvoltare sexuală a personalității apar traume. Ori traumele respective pot să fie de diferite tipuri. Pot să fie abuzuri dacă sunt abuzuri. Dacă nu sunt abuzuri, atunci nu sunt traume și atunci este ceva ce poate să fie normal. Sigur că am putea să zicem, bine, și fără traumă, oare un copil care ar putea să aibă diferite activități sexuale prin clasa 1-a, 2-a și nu le-ar avea dacă n-ar ști despre sex, n-ar fi mai bine să-l lăsăm noi în pace până la vreo 14 ani când o să înceapă să-l preseze sau să-i oferim deja informațiile când el este prin clasa 1 și când el de curiozitate va începe, chiar și fără să aibă nevoie. Da, aceasta este o problemă reală. Cum discuți despre sex cu un tânăr când acesta poate să devină receptiv, dar dacă n-ai discuta, dacă n-ai face educație sexuală, atunci el n-ar ști despre lucrurile respective și nici nu l-ar mai interesa încă câțiva ani. Vedeți, nu prea cred. Copiii între ei discută de pe internet, de la televizor, aud despre sexualitate în fiecare oră, în fiecare minut. Deci, n-au cum să evite temele astea. Deci e bine să fie instruiți, să știe cum să prelucreze astfel de informații. Oleg, nu toți. Oleg! Este foarte mare între unii și alții. Exact asta spuneam. Haideți să vă spun la o clasă de a 10, nu de a 10, da, de a 10.
Am intrat la o oră la suplinire, deci nu-mi țineam ora mea, că am intrat așa și am început să stau de vorbă cu copiii. Și le-am propus niște teme de discuție, că eu discut cu ei tot felul de chestii, în afară de fizica pe care o predau. Și printre altele era o temă despre dragoste și sex. Și au fost câteva voci care au zis, o, nu! Zic, cum nu? Pe mine m-a luat prin surprindere, așa cum probabil că te ia și pe tine, Oleg, că văd cum clipește acolo. Cum nu? Dar nu vă interesează. Și am avut, să știți, două răspunsuri, foarte interesante amândouă. În primul rând, am avut un răspunsul câtorva care mi-au spus că se discută prea mult. Da? Deci mi-au spus că în școală, da? În școală se discută prea mult. Zic, bă, dar unde discutați voi despre chestia asta? Că totuși mi se pare interesant. Și păi, în primul rând, discutăm la română. Atenție, în clasa nouă au diferite teme pe care discută și una din aceste teme este dragostea. Și se discută și acolo cu profesorul, discut, ating chestiuni care sunt destul de puternic, țin de, destul de puternic de intimitatea noastră. Și după aceea discută la ora de religie, să știți, acolo cu părintele, despre iubire, discută foarte mult. Nu discută despre sex și despre tehnici sexuale, dar subiectul acesta este foarte abordat. Este atât de abordat încât sunt unii copii care zic, bă, lasă-mă în pace că nu mă mai interesează. Da? Dar Și am avut o fată care periculos să lăsăm. Pare atenția periculos să publicitatea lăsăm să vorbească enervează. despre Și nevoia fiind asta oameni care sunt deranjați. sexuală, care am zis că e o problemă de sănătate, să vorbească despre ea preotul sau proful, profa de literatură, care ne vorbește Nici despre niște fața romantici, nu se despre leinteresează. iubire, care e Nu, cam nu, cu totul nici altceva decât fața poți sexul să le interzici. corporal. Nu o să poți să le interzici, pentru că în literatură se vorbește Dar să nu foarte mult rămână despre numai dragoste. asta. Jumătate din literatură despre dragoste, nu o să poți să-i spui acum profesorului de română de etică Asta, că nu deci, se poate discuta. Da? asta trebuie Nici să pe primul o să înțelegeți. poți să-i spui că nu, pentru că el vorbește despre dragoste întru Domnul și el spune cum se face sexualitatea întru Domnul, că nu este doar pentru plăcerea noastră egoistă și așa mai departe. Nu poți. Nu poți, deci toată societatea înseamnă educație. Și educația sexuală separată are niște probleme de rezolvat. Cum este, de exemplu, aceasta a tânărului care zice nu mai vreau, nu mă interesează. Ce faci cu ăsta? Și s-ar putea să fie mulți. Câteva procente care s-ar putea să meargă la două cifre. Constantin, admitem ipotetic, admitem cazul, da? Avem o tânără într-o familie de intelectuali, părinții o ceartă și fuge de acasă. Unde se duce? Unde crezi că se duce? La prietenul ei sau la băieții străzii? Deci nu se va duce niciodată la cea mai bună prietena ei. Prima dată se va arunca în brațele celui care îi oferă brațele și îi spune te iubesc. Tot despre dragoste e vorba. Dar nu vorbesc despre dragostea luceafărului. Aici este problema. Da? Deci trebuie să separăm efectiv sentimental de actul în sine. Copiii noștri percep în momentul de față că dragostea este una și aceeași cu acel act sexual de procreere. Nu neapărat, că Sau că sexul se face. dragostea aia de, Sexul se dragostea face și aia pentru altceva. este. Da, deci aici este problema. Deci trebuie să separăm cele două teme de discuție. Dragostea și iubirea sunt sentimente, iar sexul este ceva fiziologic. Ceva de care ai nevoie, de eliberare, de chiar exact cuvântul tulburare pentru mine să știi că este un cuvânt foarte bine pus. Dar totodată, Oleg, nu sunt de acord cu Popescu. Nu sunt de acord cu Popescu și spun și de ce. Păi Popescu a spus și Noi tâmpenii ca și... despre masturbare. Nu, lasă masturbarea. Deci el mi-a trimis mie deja copilul la terapie, necunoscând toate elementele problemei respective. Nu poți să trimiți un copil de 12 ani la terapie care îți vorbește despre sexualitate, pentru că trebuie să înțelegi exact ce a vrut acel copil să exprime. Da? Fetele care rămân însărcinate la vârsta de 12 ani,
Una la mână este educația, a doua la mână este faptul că societatea noastră, momentul în care a auzit de lucrul ăsta, o reneagă. O reneagă. Nu! Ia acel copil de 12 ani, frumușel, ai grijă de el, învață-l să fie mamă, în adevăratul sens al cuvântului, învață-l ce înseamnă și reintegrează-o înapoi în societate. Ăsta e procesul ăsta, eu așa l-aș desfășura în momentul de față. Nu abandona și nu-ți bate joc de un copil căruia probabil i s-a întâmplat ceva. N-ai de unde să știi. Nu judeca, nu ridica mâna și piatra până nu știi și nu ai toate datele problemei. Întâi trebuie să ne educăm noi pe noi ca și oameni și după aia să educăm copiii. Și noi, adulții, ar trebui să ne coborâm efectiv la nivelul intelectual al copiilor și să înțelegem și să punem mâna să îi învățăm să-și deschide sufletul și să vină cu brațele deschise să spună am nevoie de ajutor. Asta e treaba școlii. Asta e treaba școlii și trebuie să o lăsăm să și-o facă. Împreună cu familia. Cum, Constantin? Cum? Explică-mi și mie. Cum își face școala treaba? Cum? Explică-mi și mie caz concret. Cum? Întrebarea ta este mult prea generală. Deci, hai cum? Cine și iată să vă facă? Povestească. Cine vrei să rezolve problemele acestea altcineva decât școala? Nu școala trebuie să le rezolve. Da, sunt de acord cu tine. Dar eu nu sunt de acord. Eu nu sunt de acord cu faptul că într-o de a o face și să o lăsăm să facă treaba asta. Asta zice. Deci, într-o școală, dragul meu, într-o școală există un singur psiholog. Atât. Nu e treaba psihologului. Poate să fie, dacă există ore de educație sexuală, ar putea să fie treaba profesorului care predă lucrurile acestea. Bine, acum, mai spun o dată, nu putem să separăm lucrurile chiar atât de tare. Din potrivă, cred că e necesar ca școala să asigure interdisciplinaritate, nu segregare pe discipline, adică să nu-l las, nu fac numai psihologul să facă chestia asta și profesorul de fizică să facă strict numai fizică și profesorul de română să vorbească strict despre metaforă, să nu vorbească despre felul în care dragostea e reliefată prin metaforă. Da, da, voi aveți, voi ca profesor aveți o programă impusă. Despre ce discutăm acum? Nu discutăm despre carențele școlii, pentru că eu pot să vorbesc ore în șir despre care sunt problemele. Hai să revenim un pic la educația sexuală și să zic de ce, că n-aș vrea să încheiem fără o chestie foarte importantă, mi se pare mie. Am găsit un studiu pe internet pe care aș dori să citesc din el câteva fraze aici, din abstract. Este un studiu care încearcă să stabilească dacă educația sexuală în școli, acolo unde s-a făcut, în țările în care s-a făcut, este eficientă sau nu. Pentru că dacă ne uităm la alții la care lucrurile acestea se întâmplă, putem și noi să tragem niște concluzii. Și eu vreau să vă citesc aici câteva idei interesante. Programele actuale de educare a sexualității variază mult în ceea ce privește exactitatea conținutului, accentul și eficacitatea pe care o au. Datele arată că nu toate programele sunt la fel de eficiente pentru toate vârstele, pentru toate rasele și etniile, pentru toate grupurile socioeconomice și zonele geografice. Da? Deci nu, evident că nu putem să avem aceeași eficacitate a educației sexuale. Dar, atenție, studiile au demonstrat că programele de educație sexuală cuprinzătoare reduc ratele de activitate sexuală. Atenție, mai zic o dată că e foarte important. Deci, rata de activitate sexuală se pare că scade acolo unde există educație sexuală în școli și nu crește așa cum... Deci dacă discuți, vorbești despre sex, ești tentat să faci mai puțin sex. Exact, ceea ce pare paradoxal, da? Comportamentele, de asemenea, se reduc comportamentele de risc sexual. De exemplu, numărul de parteneri, actul sexual neprotejat. Se reduc infecțiile cu transmitere sexuală și sarcinile care apar în adolescență.
O componentă cheie a unui program eficient este încurajarea eforturilor centrate pe comunitate. Adică, dacă vrem să fie eficientă, trebuie ca toată comunitatea să vrea să facă lucrul acesta, da? În plus, față de consiliere și furnizarea de servicii pentru pacienții adolescenți individuali, trebuie să fie implicați medici, obstetricieni, ginecologi și Corect. ăștia pot, în colaborare cu părinții, să susțină și să asiste această educație sexuală. Corect, da, aici sunt de acord. Da, deci, deocamdată se pare că ăștia care o fac au rezultate bune și, din punctul acesta de vedere, cred că ar trebui să o facem și noi. Bun, dar sunt de acord și eu că e o chestiune complexă și ar trebui și să o abordăm din diverse perspective, dar și să revenim la ea, poate într-o nouă emisiune a noastră, prin prisma Partidului Verde și a activiștilor verzi. Totuși, pentru că am promis la început, vă provoc la final să vă dați cu părere despre protestele antirasiste din lume și mai ales din Europa. Și provocarea mea vine în felul următor. Nu e așa că ar trebui și noi să protestăm la București? La ambasada americană sau nu știu unde. Ieri am văzut că a ieșit un grup, dar cam marginal, așa, de feministe, de lucrători sexuali care au protestat împotriva rasismului. Un fel de Antifa, ca să zic așa, care au fost declarați teroriști în Statele Unite. Dar noi, clasa politică, guvernarea, de ce nu protestăm? Poate pentru că, cineva comenta pe internet, poate pentru că ne simțim cu musca pe căciulă că avem rasism și noi? Oleg, vreau să-ți spun că eu nu sunt de acord cu asemenea forme de protest și de ce? Pentru că în momentul în care te duci și protestezi, nici nu știu cum să-ți spun, ajungem la o sălbăticie care pe mine nu mă reprezintă. Păi nu știu la ce forme de protest vă referiți. Eu vă spun de protestul de ieri din piața universității, total pașnic, cu lozinci, stop rasism și atât. Astfel de protest Bun. să-l facem noi Bun. politicienii, nu Bun. ONG-urile sau grupurile de anarhiști. Bun, sunt de acord cu tine, îl facem. Care se rezolvă ceva? Spune-mi și mie, se rezolvă ceva în urma vreunui protest? Măcar noi să fim împăcați că am luat atitudine împotriva manifestațiilor rasiste, manifestărilor de rasism ale poliției, ale statului, ale lui Trump. Măcar noi să fim împăcați că am luat atitudine. Se rezolvă, da, în capul nostru se rezolvă. Că ne poziționăm împotriva rasismului. Vi se pare puțin? Mi se pare enorm. Aceste proteste nu rezolvă doar în capul nostru, că rezolvă efectiv, pentru că dacă protestele iau amploare, atunci se exercită o presiune asupra guvernanților și ei fac ceea ce spun protestatarii. Câte persoane au fost în piață? La universitate, nu știu, erau vreo 30-50, vă spun, ONG-iști, nimeni din partide. Nu e așa că Partidul Verde ar putea să fie primul care să prindă curaj. Ar putea să fie primul, dar să haideți să vorbim de sute de mii de oameni, nu de 30 de oameni, te rog frumos. Credeți-mă, și trei oameni. Eu am făcut o grămadă de proteste solitare sau cu trei oameni și mi se par că au impact la fel de mare și de important. Dar Nu, e nu, de asta nu discutat. pot. Asta nu poți să-mi spui că trei oameni la un protest are un impact cu 100 de oameni. Același impact cu 100 de oameni la un La protest. Te 100 rog de mii de frumos. oameni, credeți-mă că e foarte greu să controlezi masele și se pot întâmpla incidente ca în Statele Unite sau cum s-a întâmplat într-un oraș britanic când au doborât statuia unui Devastat vânzător tot. de... Ați văzut, nu? Și Devastat. au Da? aruncat-o Devastat. în apă. Poate că e timpul să și doborâm astfel de statui, nu? Pentru că avem și noi, probabil, în E, trecut, oameni care nu, e... au avut sclavi, romi. Îmi pare rău, nu ți-ai găsit persoana potrivită, eu sunt împotriva violenței, îți dau cuvântul meu de Știu, onoare, și partidul cu nostru în toate... statut e pacifist, e antiviolență. De acord. Nu, dar îți spun, sunt între persoanele care a fost la Revoluție, sunt între persoanele care a fost la Mineriada din 13-15 iunie. Deci eu le-am trăit pe pielea mea, Oleg. Și eu. Da? Și Și eu. eram o tânără de 22-23 de ani. Te rog frumos, de-abia am începeam viața. Nu, deci nu sunt de acord cu așa ceva. Nu sunt de acord. Iar proteste și manifeste pașnice nu mai există în momentul de față. E de Nu mai discutat. există. Are și Eu cred Constantin că un comentariu despre problema proteste. cred că problema
Aceasta este la fel de complexă ca și problema educației sexuale în școală. Dar nu mai, dar nu mai alocăm o oră pentru asta, pentru că am alt interviu după asta. Știți, este foarte ciudat modul în care evoluează societatea noastră. Să vă uitați, asta este ceva ce citesc eu acum. Întâmplător a picat fix peste... Super! Super! Peste discuția asta. A fost unul din motivele pentru care am acceptat discuția. E și un subiect care mă interesează despre educația sexuală în școli și școala în general, cât și chestiunea socială. Vedeți, societatea evoluează într-un mod într-un mod surprinzător pentru noi. Și unul din... Accelerat, aș spune eu. Este accelerat și această evoluție cred că a fost dintotdeauna. Numai ideea, o chestie interesantă despre sex și despre dragoste și despre familie. Știți că până în secolul al XVIII-lea dragostea nu era considerată un fundament al căsniciei. Căsniciile se făceau doar pe interes. Deci era și chiar e o comparație foarte interesantă care zice că în timp ce atunci căsătoria se desfășura așa, bani, pentru că erau de obicei niște aranjamente care se făceau din punct de vedere al familiei, ca să se păstreze averea, să crească averea și așa mai departe. Deci erau bani. După aceea venea căsnicia, veneau copiii după aceea și la sfârșit... Nu, moștenitorii! Moștenitorii, te rog frumos. În care se desfășura o căsnicie. Deci întâi era chestiunea banilor, după aceea chestiunea copiilor, după aceea la sfârșit venea dragostea. Către sfârșitul vieții, când îi întrebai, spuneau că au ajuns să-l iubească pe partener. În vremurile noastre lucrurile stau invers. Adică, întâi este dragostea, după aceea sunt copiii și se termină cu un divorț unde e vorba despre bani. Știți, deci mentalitatea și felul în care este văzută societatea este într-o schimbare formidabilă. Și una din aceste schimbări, care este o schimbare discutabilă, este această schimbare pe care o aduce postmodernismul, în care se idolatrizează victima de orice fel. Deci în timp ce nazismul idolatriza rasa, în timp ce comunismul idolatriza munca, postmodernismul pe care îl trăim idolatrizează victima de orice fel și indiferent cum s-ar defini ea. Și ajung unii să se definească victime când ei nu sunt de fapt și să obțină avantaje. Deci acestea sunt niște lucruri extraordinar de complexe, de asemenea, ca și chestiunea socială. Nu vreau să intru în alte detalii, cât că... Nu, că deja ne lungim și Oleg mai are treabă. Da? Are treabă, Oleg. A fost un anfitrion extraordinar în seara asta, ca de obicei, Oleg. Mulțumesc pentru compliment și vă mulțumesc pentru participare. Propun să închidem aici și eu sunt satisfăcut de colaborarea cu dumneavoastră în această emisiune. Am avut și păreri diverse, polemici, asta mi se pare esențial în abordarea unor teme de civilizație și esențial pentru un partid progresist cum este Partidul Verde. Că nu e așa, din polemici se naște adevărul. Au participat exact la emisiune Constantin Lupaiescu din Târgu Mureș, profesor și lider al verzilor de acolo, și Adina Tatu, româncă din Germania, lideră a Partidului Verde din România, cu filiala din diaspora germană. Am îmbârligat-o până am zis-o, da? Eu sunt Oleg Brega, să nu creadă lumea că am luat bătaie, ci am pedalat azi vreo 3 ceasuri în jurul sectorului 5 și m-am purtat mască și m-a ars soarele numai aici, așa, deci e de la soare. În sfârșit m-am bronzat și eu puțin. Mulțumesc, seară bună, ne vedem. O seară plăcută în continuare, miercuri oricând, vineri, Oleg. Miercuri și vineri continuăm. La revedere. La revedere. La revedere.